România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Am sperat ca această emisiune să nu aibă loc vreodată, dar ea o să aibă și noi trebuie să fim ascultați. Rusia a început invadarea Ucrainei pe scară largă. De dimineață, după un discurs al președintelui Putin, au fost lansate zeci de rachete în zeci de ținte ucrainiene, fie că e vorba de estul țării, unde au avut loc mai multe atacuri, fie că e vorba de ținte din vestul țării, inclusiv în regiunea Liov. Sunt ținte militare, sunt ținte de utilități. Dar odată cu aceste atacuri aeriene și care au lovit și Kievul, urmează și o invazie terestră. Sunt semnalate lupte terestre în estul Ucrainei. Imaginile arată tancuri rusești trecând din Belarus sau din Crimeea către Ucraina, nu mai zic de estul țării. Sunt zone în care au fost angajate lupte între forțe rusești și ucrainene. La un moment dat, Ucraina a anunțat moartea 40 de militari. Cifrele sunt mai greu de verificat. Colegii mei de la știri vă vor ține la curent pas cu pas cu tot ceea ce se întâmplă mai departe și, desigur, avem ediții speciale întreaga zi. Noi vom vedea lucrurile însă și dintr-o perspectivă diferită. Eu nu știu unde se va opri președintele Putin cu armele, dar îmi este clar unde vrea să ajungă cu influența lui. Planul președintelui Rusiei este să reocupe zona din estul Europei, în care ei au avut un cuvânt de spus. Și nu mă refer numai la comunism, acela a fost apogeul. Dar istoric, Rusia a putut să manevreze în Polonia, România, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Ungaria, au apărut mai târziu, au fost cuceriri de rit nou. În mintea lui Vladimir Putin, toate lucrurile astea trebuie recuperate, dacă nu cu arma, măcar cu influența. Al doilea obiectiv al lui Putin este demantelarea Uniunii Europene, care, prin comparație la toate capitolele cu Rusia, devine un soi de imperiu al binelui, dacă vreți. Orice rus sănătos la cap se va uita de la România până în Spania, la toate țările astea, ca la un model de succes. Oricum ai întoarce-o, viața noastră în aceste granițe este ceva mai bună decât viața oamenilor din Rusia, la nivel general, da? De la case, la internet, la liberă exprimare, până la circulație. Câtă vreme va exista acest model de comparație, Rusia va fi în derivă, va avea probleme, pentru că nu are ce să ofere, da? Va avea un handicap în fața propriilor cetățeni, iar puterea de acolo va fi mereu sub semnul întrebării. Ăștia de ce nu pot să ofere? Ce au europenii? În fine, de la sine înțeles, destrămarea NATO ar fi o țintă foarte mare, e de neînchipuit, dar se va lucra și la asta. E, aici este lucrul la care trebuie să fiți atenți, oameni buni. Dacă alegem să trăim la marginea acestui imperiu al binelui, dacă vreți, care este Imperiul European, sau la marginea NATO, toată generația noastră va fi obligată să ducă această luptă împotriva lui Vladimir Putin și a Rusiei. Și nu doar pentru un an sau doi, ci pentru toată viața. Și nu numai viața noastră, și viața copiilor noștri. Așa vor fi lucrurile aici. Obiectivul nostru național va fi opoziția la ce vrea Rusia. Căci, în mod clar, Rusia nu ne vrea binele nouă. Rusia nu aduce nici democrație, nici libertate, nici prosperitate. Am văzut asta pe spinarea noastră. Împotrivă, Rusia exportă mafie, crimă, inegalitate și dispreț la viața oamenilor obișnuiți. Este foarte probabil ca în viețile noastre să nu lăsăm cea mai bună țară și nici cea mai mare bogăție. Dar cu siguranță o să avem o moștenire comună care va fi bătălia asta. Nu e mult, dar e vital. Rusia nouă ne-a adus cel mai mare dezastru din istorie. E timpul să o oprim încă o dată. Așadar, azi la 0372069599. Îl repet, puteți să ne sunați de oriunde din Europa. 0372069599. Eu v-am spus ce cred că vrea Putin. Spuneți-mi și voi. Ce intenții credeți că are președintele Rusiei? Adică cum vede el să ducă lucrurile mai departe? Și doi la mână, noi aici, lumea civilizată, cum îi răspundem, oameni buni?
România în direct este la telefonul 0372069599. Încerc să mă uit și pe Facebook. Este timpul să pornim. Bogdan, vorbești primul. Salut, Cătălin. Aș vrea în primul rând să-ți mulțumesc pentru oportunitatea aceasta de a transmite un mesaj către Putin, care în momentele acestea invadează Ucraina, și mesajul meu este foarte, foarte simplu. Dictatorule Putin, nu ai ce să oferi lumii democratice care se bazează pe respectarea libertăților și drepturilor omului. Nu ai ce să ne oferi decât intimidare, violență, corupție și război, se pare. Așa că, dictatorule, agresorule, ia-ți agenții propagandiști antioccidentali care se învârt nederanjați în platourile televiziunilor unor condamnați penal, ia-ți aurul înapoi, ia-ți ambasadorul din România. În aceste momente, România și Europa nu au nevoie de persoane și entități care vociferează excesiv împotriva partenerilor strategici care asigură pacea și democrația în regiune. Concluzia mea este următoarea: să-și ia ambasadorul, agenții media antioccidentali și partidul de galerie. România rămâne solidară cu Ucraina și este parte din NATO și Uniunea Europeană. Și observăm cu toții ceea ce înseamnă să fii singur lângă Rusia, nu în UE, nu în NATO. Deci acesta este mesajul meu pentru Putin, pe scurt. Asta e o observație foarte bună. Fiți atenți ce înseamnă să fiți singuri în fața Rusiei. Și spune-le așa, Bogdan, că momentul în care Ucraina va pica, și sunt șanse mari să pice, căci lumea modernă nu e obișnuită să poarte războaie, noi vom veni la rând. Vecinul nostru va fi Rusia. Ne va face aceleași lucruri pe care le-a făcut Ucrainei. Să nu aibă nimeni mirare, nu să nu creadă cineva că Putin vine să trăiască în pace la granițele noastre. Fără să aibă un cuvânt de spus aici, nu. O să-și zornăie tinichelele mai departe, să știi, Bogdan. Partidele, oamenii ăia de care vorbește, ăia vor zornăi din ce în ce în ce mai tare, da? Iar noi, având un stat slab și politicieni nevolnici... Așa cum ne solidarizăm pentru Ucraina și trebuie să ne solidarizăm și împotriva agenților care fac propagandă anti-NATO, anti-Uniunea Europeană, și să luăm poziție împotriva acestora, pentru că Ucraina este acum victima acestor agresiuni din partea Rusiei, și dacă ea pică, urmează România, și România are norocul fantastic că face parte din NATO și Uniunea Europeană. Și eu, ca un alt exemplu, nu mi-aș dori să fiu singur într-o comunitate lângă un vecin agresor care nu respectă reguli, nu respectă nimic și care dorește să mă pună pe mine și pe familia mea în pericol. Un vecin ca acesta, cum este Rusia, nu îl vreau aproape și nu vreau să îl confrunt de unul singur. Aici am ajuns. Mulțumesc tare mult, Ele Bogdan. Întreabă cineva pe Facebook, cineva care semnează Joseph Porta, zice așa: păi ce libertăți democratice să apere la noi, că noi nu mai avem nimic. Domnule, sub pseudonim și cu aromă de tinichea sovietică, vă răspund așa: vă apără tocmai dreptul dumneavoastră de a vorbi prostii pe internet. Și dreptul meu de a spune aici lucruri la microfon, da? Pe care dumneavoastră, evident, că o să le considerați prostii. Dar e dreptul nostru, unul ca dumneata, și o spun aici și o să repet acest lucru, nu are drept de exprimare la Moscova. La Moscova, cine vorbește pleacă de la ferestre, îl trage curentul. Da? Să nu credeți nicio secundă că dacă luptați împotriva ceea ce este Europa sau Occidentul astăzi, o să primiți vreo stea sau vreo binefacere din Rusia. Acolo partidul de multe ori te uită, știi, pleacă așa, merge înainte și zice ție că ești deviaționist. Cristian, salutare! Bună ziua! Ce îi răspuns președintelui Putin? Nu cred că aș avea ce să vorbesc cu președintele Putin. Este din nou un alienat mental. Să nu uităm ce s-a întâmplat în 1938. Este exact același lucru, părerea mea. Ușor, ușor le ia pe toate și din nefericire
Nu știu ce s-ar putea face, dar Occidentul, ca de altfel toate țările bine intenționate, negociază. Același lucru s-a întâmplat și în 1938. Da, pentru că noi nu punem armele, Cristian, lângă vorbă. Nu e felul nostru de a fi... Toată suflarea asta care este situată între Prut și Atlantic, nu e o suflare musai războinică. Ne-am civilizat. Acum două săptămâni, dacă nu mă înșel, tot la tine în emisiune, s-au spus niște lucruri vis-a-vis de faptul că nu mai poate da înapoi Putin. Este foarte adevărat și în fața acestui lucru ne aflăm acum. El nu mai poate da înapoi. Dar va trebui să continue, ceea ce este foarte grav. Este inadmisibil ca din toată lumea un nebun să facă ceea ce face în momentul de față. Și nimeni, toată lumea se sperie că da, o să dea cu arma nucleară. Da, oricând poate să facă chestia asta. Astăzi deci, nu mai am îndoială. Sincer. Deci, noi toți ceilalți, ce facem? Stăm și trăim cu frica în sân? Asta și-și dorește de la noi. Ce facem atunci? Ce răspuns îi dai? Îi dai un răspuns militar? Trimiți arme în Ucraina? Trimiți trupe? Problema este că un mare jucător pe piața internațională să-și așteaptă. Lucrul pe care l-au făcut și americanii în al doilea război mondial. Au stat să vadă unde înclină balanțele puterii, să vadă lângă cine se duce. Cine? Acest jucător, acum mie mi se pare că este China. Care da, îl condamnă, verbal. Perfect, și ce dacă? Și ia gazul, pe care el plătește bine. Gazul și petrolul. Aici este problema. China nu este oricine. China este, are un punct de vedere foarte important, mondial. Dar momentan ei stau în expectativă. Nu este cazul, într-adevăr, să răspundem militar, pentru că nu știu ce se va întâmpla. E drastic, pentru că în scurt timp se poate termina totul. Da. Dar trebuie să se poată face ceva la nivel mondial și pentru asta trebuie unitate. Pentru cine n-a ascultat discursul de dimineață al președintelui Putin, și ăsta a înregistrat înainte cu câteva zile, ca să vedeți cât de mare e minciuna. Știți că președintele Putin a înregistrat și discursul ăsta, când l-a ținut pe ăla de luni, l-a ținut și pe ăsta. Adică el era pregătit, el juca teatru. Da, bineînțeles că știa tot ce se va întâmpla. El zice în felul următor: domnule, dacă e cineva care se bagă, adică între mine și Ucraina, atunci vor fi niște consecințe de neimaginat. Și el, vorbind de arma nucleară în discurs, îți dai seama care sunt consecințele alea. Este foarte clar. Bun, perfect. Renunțăm la Ucraina acum. Și ce facem? Va veni peste noi în continuare. Da. Dar să nu uităm că Marele Imperiu Sovietic a fost până la nemți. Să nu uităm. Și ce face? Va trece și peste România? Va trece peste Cehoslovacia, Polonia? Iarăși? Nu cred că va trimite trupe aici, că n-are putere. Dar o putere care să-i cânte în strună, că asta vrea și în Ucraina. Niște băieți pe care se întoarcă cu cheia. Știți modelul Belarus? Asta vrea. Da, 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 da. Asta da, vrea. O dictatură mai mică și mai supusă lui. Dom'le, acum... Și consider că s-a ajuns aici datorită slăbiciunii de care a dat dovadă Statele Unite în ultima perioadă. Începând cu Afganistanul, că acolo a început să rupă. E posibil. A văzut niște slăbiciuni în administrația americană și a încercat. Și iată că a reușit. E posibil. Îți mulțumesc tare mult. Acum să mai zicem ceva. Nu e vorba doar de slăbiciune americană. De când cu lumea asta digitală, societățile noastre occidentale sunt rupte în două. Uniunea Europeană este mai slabă decât în trecut. Suntem la finalul unei pandemii care, din punct de vedere al gândirii și al ideologiei, dar și al societăților, ne-a rupt în două. Adică, în momentul ăsta, societățile noastre, fie că trăim în România, fie că trăim în Germania, fie că trăim în Franța, sunt rupte de diverse idei. Avem un fel de război civil electronic, da? De ăsta ne scuipăm toată ziua între noi, da? Și Putin vrea să profite de chestiunea asta, pentru că, bun, are și multe tinichele. Oameni care vin și cântă în strună astăzi, o să vedeți și diseară pe la televizor, și pe Facebook, da, am văzut deja. Acum, de invazie sunt vinovați ăștia care l-au sprijinit pe Biden, care n-au vrut să fie cu Trump, care n-au înțeles influencerii, tot felul de chestiuni de astea. Oameni buni, în această invazie nu există decât un singur vinovat. Indiferent de ceea ce credem noi unii despre alții în viață, despre ideile mele, despre politică, societate, mediu, școală sau orice altceva ne-am mai certat noi aici,
Nici eu, nici voi, nici cei care gândesc altfel decât mine pe temele astea, nu am pus mâna pe o armă să mergem împotriva cuiva. Înțelegeți? Nu am mers să atacăm nicio țară. Am avut niște dezbateri democratice, sigur, înfierbântate. Uneori am fost capete seci, dar noi nu am vrut să omorâm oameni și să ocupăm pe nimeni. Asta e diferența. Laura, cum îi răspundem președintelui Putin? Bună ziua! Pentru mine, eu i-aș spune atât. Idolii tăi au sfârșit și la fel vei face și tu. Oricât de mult ar încerca să distrugă alte vieți, și a lui se va termina în final. Asta pot să-i spun. E clar că are probleme, e clar că suferă de sindromul dictatorului, e clar că are un... nu știu ce să-i mai zic, care am putea să facem o patologie întreagă, doar... Stai că te întrerupi. Pune telefonul la urechea aia altă, poate ne auzi da, mai da, bine. Sunt, ești pe drum. Sunt la volan, da. Încet e clar că e un nebun. Un nebun cu acte în regulă. Exact ce spunea antevorbitorul meu. Ce fac ceilalți oameni care sunt ok? Ce fac ceilalți? De ce tot timpul, de câțiva ani încoace, înainte de pandemie, a fost nebunia cu valul au fost atât de multe conflicte cu Rusia, la care ceilalți au arătat doar cu degetul. Nu așa se face, domnul Putin, nu așa se face. Nu e nicio sperietură zdravână, normal că are curaj. Și o să aibă în continuare și amenințarea cu bombă nucleară. Asta e ca și cum, știți, că tot s-a spus că s-a făcut asemănarea aceasta cu un bully. E bully ăla din curtea școlii, că spune să nu te ai că tu căuțuiești și mai rău. Exact asta face. Merge pe intimidare continuă. Eu nu cred că se oprească aici, sincer. Eu nu cred că invadează doar ca să sperie. De parte, toată nebunia. Poate mă gândesc, Laura, îți mulțumesc tare mult. Din păcate nu ne auzim strălucit și trebuie să oprim această legătură. Și eu cred că dacă îi reușește chestiunea cu ocuparea Ucrainei, mă rog, cu întoarcerea unei puteri acolo, va continua, nu neapărat... Nu știu, dar aici vedeți că nu mai e încredere nimic. Nu neapărat să vină cu armată peste noi sau peste țările Baltice sau Polonia, nu? Că noi suntem în linie. Ci va încerca să facă tot ce stă în putință, să pună aici niște puteri dintre cele care ne vor tăia de unele singure legăturile cu Europa. Da. Ziceți, prieteni, cu colonia acolo pe Facebook, mai mare agitație. Hai să vină aia care zic cu colonia europeană și colonia americană. Prieteni, din colonia asta, voi vorbiți în libertate și trăiți cu frigiderul plin, în general. Încercați astăzi să vedeți ce e acolo unde nu-i colonie. Că Ucraina n-a fost colonie, nu? A fost liberă după capul vostru. După capul ăstora care de câțiva ani de zile aici ne asaltează și ne zic, mamă, ce rău ne-a făcut nouă Europa și Statele Unite, duceți-vă și trăiți azi în Ucraina. Bă, acolo e libertate. E libertate multă, e libertate mare, vedeți? Oamenii aia n-au intrat în structurile noastre, n-au intrat în NATO, n-au intrat în Europa. E, și astăzi fug din țara lor. Voi unde o să fugiți? Sau sunteți aici în așteptare cu brațele deschise să vină tătucul vostru? Ciprian, salutare! Ești la România în direct. Ce îi spui lui Vladimir Putin? Bună ziua, Cătălin! Cred că n-are rost să te agiți prea mult cu cei de pe Facebook, pentru că este clar că sunt probabil trolii ruși care încearcă să dezinformeze. Da, dar părerea să știi că sunt și oameni de treabă care se uită la lucrurile astea. Și eu trebuie să le spun. Te rog. E adevărat. Să sperăm că majoritatea oamenilor vor vedea, de fapt, adevărul și nu ce încearcă ei să ne direcționeze, ca să zic așa. Părerea mea este că suntem într-o situație fără ieșire. Sunt de acord cu ce au spus cei dinaintea mea. Nu cred că le interesează neapărat pe Putin părerea occidentalilor, pentru că dacă le-ar fi interesat, n-ar fi făcut ceea ce face astăzi. Dar și eu cred la fel ca și tine că nu se va opri aici. Și eu cred că nu neapărat Ucraina este miza. Eu zic că miza e mult mai mare și va trece dincolo de Ucraina. Asta e temerea noastră. Cum facem atunci? Cum se oprește așa ceva? Cum asigur echilibru? Cum faci? Așteptăm să îmbătrânească, nu? Are aproape 70 de ani, ce să zicem. Ideea este că
o soluție rapidă ar fi ca țările din blocul NATO să reacționeze și să intervină, pentru că acest om ar trebui oprit în vreun fel sau altul și, după câte se vede, sancțiunile pe care Europa și Statele Unite le impun Rusiei, nu o să aibă niciun efect din punctul meu de vedere. Cum a zis domnule ambasadorul ăla din Suedia? Nu pot să zic eu la radio, numai domnul Popescu are licență din asta poetică de poate să zică la radio. A știți ce a zis cu sancțiunile, da, așa a zis, cu sancțiunile voastre. Facem ceva pe sancțiunile voastre. Da, da, da. Deci vă dați seama la ce nivel discută oamenii civilizați sau civilizația europeană, occidentalii, ce părere au rușii față de opiniile acestora. Deci am ajuns la un nivel în care am impresia că, nu știu, doi băieți de la oraș ajung în junglă și dau nas în nas cu maimuțele și încearcă să le educe, dar vă dați seama că e foarte greu și foarte complicat. Cam așa suntem noi, lumea civilizată, cu Rusia la ora actuală. Dom'le, eu acum să vă zic sincer, îți mulțumesc tare mult, Ciprian, eu să vă zic sincer, sunt curios cum va reacționa, cum vor reacționa ucrainienii la treaba asta. Noi deja avem experiența Afganistanului. În ce sens? Acolo ați văzut că a fost o întreagă armată pregătită să facă față unor altor nemernici care nu mai înțeleg lumea în care trăiesc. Și în momentul în care a avut loc confruntarea, oamenii aia au dat bir cu fugiții. Eu am în cap și lucrul ăsta, că societatea modernă, generațiile mai noi, din care și eu fac parte, cunoscând atâția ani de pace, de bunăstare, de altă înțelegere a ordinii mondiale și a lucrurilor din jur, avem cu totul alte preocupări decât să ne batem cu puștile în mâini. Resetarea de natura asta a minții, în care, ca în secolul trecut, să treci prin războaie la 20-30 de ani, să vină alte războaie, gândiți-vă ce era aici în România, 1877, 1916, 1944, fiecare generație prindea măcar un război. Oamenii erau mult mai duri ca astăzi. O să regăsim noi acea duritate în care să răspundem acestui gigant monstruos? Găsim mecanismele? Ăsta e și o luptă interioară pe care va trebui să o ducem. Irina, ce îi spui președintelui Putin? Bună ziua! Nu știu dacă aș putea să-i spun ceva președintelui Putin. Nu cred că e dispus să dialogueze acum. Pot să spun atât că respect poporul rus cu toate elitele culturale și științifice, dar aș vrea să spun că nu cred că un conflict militar ar putea rezolva acum această situație. Nu văd cum. Ar fi bine să nu ne implicăm într-un conflict militar. Părerea mea aceasta este. Dar liderii politici ai Uniunii Europene ar trebui să gândească o mișcare de pregătire a altui lider pentru Rusia, pentru Federația Rusă. Nu forțat, dar cineva îi va urma. Cine? Unul la fel ca el? Ca Putin? Da. Oare ce gândește așa poporul rus? Oare poporul rus de care vorbești tu, ce-o fi gândind el oare când vede că s-a plecat la război? Mare curiozitate am. Dar ei se, în momentul în care sunt atacați, se coalizează și luptă. Pe când Europa nu știu ce va face. Da. Citeam în dimineața asta o analiză făcută de New York Times. Generațiile mai tinere din Moscova și din marile centre urbane, sigur că nu privesc cu ochii buni tipul ăsta de război, dar acolo e și o mare parte a populației care susține astfel de fapte, pentru că de ani de zile primește un singur tip de informații. Spune-mi, cum crezi tu că vei trăi dacă, sau cum vom trăi noi, nu neapărat tu, dacă Ucraina pică și devine un fel de Belarus, un fel de republică de asta sovietică? Cu amenințarea în coastă. Și cu, nu știu, pot să vă spun doar atâta. Fiica mea, care are 21 de ani, mi-a zis, mamă, pregătește-te că poate cel mai bine ar fi să plecăm. Nu cred că e o soluție.
Câți dintre noi pot să plece? Adică plecăm cu toții? Sunt viziuni care n-au existat până acum. Sunt viziuni din două generații, dacă observați, a mea și a ei. Am văzut și astăzi... nu ne-am pus problemele astea până acum. În imaginile de la televizor am văzut foarte mulți bărbați tineri trecând granița de unii singuri, probabil fără familiile lor, pentru că au dorit să plece cu repeziciune, că altfel ești cumva luat la oaste, nu? Din Ucraina? Da, din Ucraina către România, da. Și mă gândeam ce dramă trebuie să fie și pentru ei și pentru familiile lor și vii în România și ai scăpat temporar de război. Ce faci mai departe? Ce viață e asta? Da, probabil că vor să fie, să vină aici să-și aducă familiile și să plece mai departe. Da. Cei care fac asta. Da, să știi că România e o țară bună dacă îi primim și eu cred că o să-i primim. România este e o țară, țară primitoare, care... dar nu cred că ar avea curajul să mai stea mult în condițiile în care Ucraina ar fi cucerită. Ah, și asta e o bună observație, da. Îți mulțumesc mult, Irina. Emisiunea de astăzi este dedicată doar gândurilor voastre. Aici, la marginea Uniunii Europene și la marginea NATO, avem de dus o bătălie. Și bătălia asta trebuie construită, trebuie reconstruită. Pe oricare parte ați întoarce-o, anii ăștia 30, așa proști și cum ne-am chinuit noi aici cu diverse lucruri, totuși au fost cei mai buni din istoria noastră. Și sunt oameni care vor să îi întoarcă la loc, nu? N-o să regăsiți anii ăștia nicăieri. Mircea, salutare, ești la România în direct. Ce îi spui președintelui Putin? Bună ziua! Ce? Nu prea avem ce să-i mai spunem. Din păcate, cum văd eu la 43 de ani, toată această treabă, guvern impus în Ucraina și de acolo problemele vor fi tot mai mari pentru noi. Sunt zvonuri că s-a atacat și insula șerpilor, sunt zvonuri că o să se oprească cu armata inclusiv în Republica Moldova, acolo, în regiunea aceea, unde știm ce se întâmplă. Da. Și din păcate NATO nu poate să facă în momentul de față, în afară de acțiuni, absolut nimica. Acum nu. Nu mă poate rog, să facă nimic. De față. Dar dacă un singur obuz pleacă înspre România sau un singur tank sau orice ni se întâmplă de genul acesta, NATO poate să facă. Și noi avem cele mai puternice garanții de securitate. Nu, da, cred, este foarte clar. Nu cred că partenerii noștri ne vor lăsa. Nu, asta emoții nu va fi, dar să nu uităm China, că vorbea cineva mai devreme, mesajul n-a fost prea clar, pentru că și ei au probleme nerezolvate cu Taiwanul și cu alte regiuni. Situația este foarte complicată și dacă nu se va gestiona cu mintea limpede, o să mergem spre altceva mai urât. Îți mulțumesc tare mult. Stai să lămurești și ce este cu insula șerpilor. Două ținte neidentificate s-au apropiat de insula șerpilor din Marea Neagră, spun autoritățile ucrainene, fiind cel mai probabil vorba despre nave rusești. Acestea le-ar fi cerut grănicerilor să se predea. Știți că acolo există o forță grănicerească ucraineană. Tratatul, mă rog, procesul pe care România l-a câștigat cu Ucraina prevede împărțirea platoului continental și ne dă dreptul la niște resurse. Așa, acolo e foarte interesant că cine o să exploateze resursele alea. Stați să vedeți să nu cumva să începem să ne batem cu Rusia pe resursele alea pe care le-am lăsat acolo neexploatate ani de zile. Ce mai faceți, domnul Dragnea? Bine, ok, nu? Înțeleg că am apărat patria și poporul la data la care am alungat compania Exxon care putea să exploateze acolo. Asta e. Ovidiu, salutare, bine ai venit la România în direct. Mesajul tău. Bună. Mulțumesc pentru oportunitatea asta de a vorbi la tine în emisiune. Vreau să spun că, sau părerea mea este că Putin este un fel de jucător de poker care s-a dus cu all in și își asumă, nu știu dacă în mod responsabil sau irresponsabil, consecințele. Dar, din păcate, îi trage și pe oameni nevinovați în demența asta lui.
All-in înseamnă... Nu mă pricep la poker. All-in înseamnă... Prea bine, dar... Da, când, pui, că... când pui, pui cea mai mare miză, exact, nu? Adică tot ce ai la dispoziție. Ești sigur pe mâna ta și crezi că o să iei marele câștig de pe masă și... ceilalți se vor speria de siguranța asta pe care tu o afișezi. Crezi că va câștiga? Foarte greu de spus. Ceva va câștiga în mod sigur. Acum nu știu cât de mult, pentru că în mod cert, structura de securitate, aici vreau să ajung, structura de securitate a Europei și a lumii pare depășită în momentul ăsta și cred că e vremea ca structurile Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană să schimbe un pic regulile chiar în timpul jocului și să le adapteze la realitățile pe care le trăim cu costurile de rigoare, respectiv la pierderea anumitor libertăți. Adică cred că nu mai e momentul în care putem să lăsăm pe oricine să vorbească orice, oriunde, pe oricine să facă orice, oriunde, fără să existe niște limite și niște consecințe. Și aici foarte interesant. Mă refer la propagandă, mă refer la... Știi ce a făcut Ucraina? Propaganda... Ucraina a tăiat canalele TV rusești și da, site-urile rusești. Acum, la revedere, nu acum, mai de mult. Mai de mult. Adevărat, dar da, noi le avem deschise. Ei, și, noi da, sigur. Iar și statele occidentale la fel. Ei, noi mergem încă pe democrație, pe acceptarea părerilor diferite, dar devenim așa reactivi, din păcate. Ceea ce nu se întâmplă și cu structurile de tip dictatorial, pentru că ei nu gândesc după reguli, ei nu acționează după reguli. Așa că eu cred că ar trebui un pic să regândim structurile și s-a văzut și în 2014 când a fost invazia valului de migranți în Europa, structurile au fost total date peste cap. Și acum, la fel, suntem aproape incapabili să reacționăm. Putin nu va fi speriat de amenințări, de sancțiuni, de nimic. Dacă era speriat, să oprea deja. Absolut. Da, e clar că nu e speriat. Îți mulțumesc tare mult. Încerc să mai iau un telefon. Știu ce, știu că e o poftă mare de vorbit astăzi, dar încercăm să lăsăm pe cât mai multă lume. Cristian? Nicoleta, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, sunt în direct, da? Da, la ascult pe internet, vă sun din Franța. Donc, domnul Putin se crede un ușor și un mic succesor al lui Stalin. Dumnealui nu se va opri într-un niciun caz la lărgirea sferei de influență în Ucraina. Tot ce va dori este să își recreeze și să reinstaleze vechiul tratat de la Ialta, dacă vă aduceți aminte, când s-au stabilit sferele de influență în Europa. Deci, domnul Putin sau Stalin, un așa, cam același lucru, va dori efectiv, părerea mea personal, ce văd, ocuparea Ucrainei și destabilizarea țărilor care sunt vecine sau la porțile Marii Rusii, și anume România, prin instalarea unor oameni care să fie proruși, la fel și în Polonia, țările Baltice, Finlanda. Deci, părerea mea este că este doar o chestiune de timp când își va pune în aplicare efectiv, sau de fapt mecanismul este deja pus în mișcare, când se va întâmpla acest lucru. Din păcate, țările din vest, gen Franța, gen Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, vor rămâne oarecum neputincioase din acest punct de vedere și țările NATO nu vor efectiv, părerea mea, cred că nu vor evita un război nuclear. Probabil că vom trăi cu sabia lui Damocles deasupra capului foarte mult timp de acum încolo. Da, ăsta e adevărul. Aici trebuie să ne uităm. Îți mulțumesc tare mult. Ai pus cea mai bună concluzie. Asta își dorește Rusia. Asta vrea să se întâmple aici. Vrea să pună o putere vasală în Ucraina
după care vrea să ne ia din nou în brațele sale aici în estul Europei și dacă se poate mai mult. Din acest moment, prieteni, a început o bătălie pentru țara noastră, pentru democrația noastră, pentru civilizația noastră și pentru modul nostru de a fi. E datoria noastră și e războiul nostru. Nu știu dacă o să-l purtăm cu arme acum sau mai încolo, dar trebuie să fim conștienți. La granițele noastre vine o putere care nu ne vrea binele. România în direct se încheie astăzi aici, dar legătura voastră cu Europa FM rămâne în continuare. O să avem o sumedenie de ediții speciale și în orele următoare, iar mâine o luăm cu discuția la capăt și cu siguranță ea nu se va încheia nici zilele următoare. Spor la treabă tuturor! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.